În chirurgia plastică, astăzi țesutul adipos poate fi utilizat în reconstrucția mamară. Marea majoritate a acestor operații de care fac vorbire, chirurgia regenerativă, că s-a născut acest nou domeniu în chirurgia plastică sau subspecialitate chirurgia plastică regenerativă, se bazează pe intervenții chirurgicale fără bisturiu. Noi recoltăm țesutul adipos și îl transplantăm numai cu ajutorul unor canule foarte fine sau cu ajutorul unor ace speciale cu care facem acele mici incizii și, bineînțeles, tehnică și multă știință în spatele nostru sau kituri sau... Deci, în general, numai am abandonat în această privință bisturiul pentru că folosim și înțelegem să folosim celule care pot să ne ajute foarte tare. Deci putem reconstrui sân, de exemplu, putem să reîntinerim fețele sau părțile mai afectate de trecerea anilor, cum ar fi gâtul, decolteul, mâinile, dar tot foarte important, putem să tratăm cicatrice. Deci o mulțime de oameni, să nu uităm, oameni care au suferit arsuri, de exemplu, extensive sau au avut traumatisme din accidente și au cicatrici care nu știu cum nu știam cum să facem să le și imaginam tot felul de metode de a le opera cu diverse maniere de intervenții. Astăzi, dacă pacientul respectiv are țesut adipos, putem să îl recoltăm. Avem chiar posibilitatea să-l îmbogățim cu celule stem tot din țesutul lui adipos și să-l transplantăm. Aceste celule își dau seama că la locul cicatricei lipsesc o serie întreagă de tipuri de țesuturi sau tipuri de celule, se transformă și în câteva luni de zile cicatricea respectivă se ameliorează sub aspect estetic, sub aspect palpatoriu, sub aspect de sensibilitate și elasticitatea țesuturilor.